bombardierilor. Vă pup. Atât pe voi cât și pe Conașe. Subiectul de astăzi e unul care m-a foarte tare m-a deranjat, în sensul că, deci ca să vă explic cum zi eu de fire. De când îți mic, dacă o persoană, deci dacă pentru mine e verde în față o chestie, e logic cât să poate, dacă te uiți vezi că așa că e verde, e verde. Și unul vine și îmi zice că e, bă, cum e verde, că de fapt e roșu. În sensul că dacă el nu percepe logica, când logica aia și e chiar pe față, păi parcă îmi vine să-l, îmi dă tensiunea la maxim. Așa e și cu mentalitatea oamenilor din ziua de azi. Acolo, în clipul în care am zis că am venit de la lucru sau nu mai știu ce am zis, multă lume că ce lucruri, nu știu ce, și printre care comentarii precum să fac clip, fiindcă ei cu toate că lucrează sau lucră, sunt persoane care îi atacă, ca și cum le rușine că muncesc, indiferent de ce muncă, acum indiferent, doar nu i-a fi rușine la unul ce are o muncă de birou, cu bani, de bancă și știu eu ce să zică, da, mă, lucrez acolo. N-o luați așa, indiferent de ce muncă aveți, că e în domeniul salubrizării, conduceți mașina de gunoi sau ăsta, deci chiar nu vorbesc la modul că exagerez sau ăsta, vorbesc foarte, foarte serios. Am și uitat să-mi pun dunga. Am și uitat să-mi pun dunga. Deci, știți cum s-o luați? Bombardierilor. Cel mai tare boxor din lumea asta, cel mai tare fotbalist, cel mai tare sportiv din orice domeniu, sunt un geniu, sunt un geniu, sper că ați ascultat-o, a început, nu? Din prima zi de antrenament. Ei bine, un sportiv când progresează, să zicem Klitschko, chiar dacă e talentul ăla în el, dar el, la prima lui etapă de când s-a apucat de box, a fost dungă totală. Era, nu știu dacă pot să zic pe lângă, dar era slab. Ca și orice alt sportiv. Sau orice altă persoană de succes, orice altă persoană de afaceri, orice alt... O mie de exemple. El s-a antrenat zilnic sau știu eu de câte ori pe săptămână. Ei bine, ce înseamnă antrenamentul ăsta? Înseamnă muncă, nu? O muncit. S-a antrenat, rezultă o muncit omul. Voi ce faceți? Sunteți la început. Chiar dacă nu sunteți la început, să zic o luați, bă, dar deja am 30-40 de ani, să știți că nu sunteți bătrân la 30-40 de ani. Puteți să o luați de la zero? Știți când o luați de la zero? Când vă puneți voi în cap, bă, vreau să ating țelul ăla, scopul ăla. Bun, indiferent de vârstă, indiferent de situația financiară, indiferent de stadiul în care vă aflați, o luați de la zero. Îs aici. Nu trebuie să te enervezi, bă, de ce s-a aici? Trebuie să te enervezi, bă, de ce rămân aici după nu știu cât timp. Începeți fără rușine. Multă lume de asta nu vrea să înceapă ceva sau asta, fiindcă li frică să nu-i vadă lumea că-s jos o afacere, că se chinuie cu ea, sau știu eu, care au posibilitatea să înceapă o afacere. Renunțați la mentalitatea ce zice ăla, ce zice ăla, ce zice ăla. Chiar e cea mai prostă și, din păcate, foarte frecventă mentalitate pe care o întâlnesc în rândul românilor, fiindcă pe unde am fost în țări, în celelalte țări, nimeni nu a avut rușie de muncă. Toți își spuneau serviciu cu zâmbetul pe buze. Și ca să vă, că dacă îi s-o iei așa, ăla care râde, bun, râde, te întreabă ce faci, bă, mă duc la lucru. De dimineața până 8 ore, 12 ore, cât merg. Ăla râde de tine, nu merge la lucrul ăla, dar tu ziua aia ai produs. El a stat și-a râs de tine. Aici îi excludem pe aia care s-a riscat deja, și-a dedicat timpul și-a muncit ca să-și facă o afacere, și îi excludem pe aia care o moștenit.
fiindcă de aia nu poți să zici, bă, tu ce ai făcut, ai stat și ai râs, nu, că ei au avut afaceri, iau bani, nu-s curioși. Zic, de ăștia care totuși nu fac nimic, așa te critică, că îs o groază. Îs o groază. Care e degeaba, mai rău ca tine, dar e te critică. Eu îs, să vă dau exemplu, exact propria mea persoană. Îs agent de securitate. Am zile care sunt fixate, weekend-uri în timpul săptămânii la club și când mai sunt evenimente, mă duc dimineața la evenimente. Ce înseamnă asta? Eu lucrez de la ora 11 până la ora 4-5 dimineața la club, vin acasă, dorm, când sunt evenimente, eu nu mă las pe tânjală. Mă trezesc la ora 9, să nu zic, 9-10, mă duc la eveniment. Uite cum a fost acum. A fost nu știu ce cupă. Nu știu să vă zic, dar foarte importantă, cupa pe zonă, la care au participat și Bistrița, Oradea, dar cel mai important au participat de la noi Academia de Fotbal U Cluj-Luceafărul. Niște băieți extraordinari, deci atât de la staff mă refer, cât și de la prichindeii, că din 2010, mi se pare, da, 2010. Știți cum joacă? Gândiți-vă că vă jucați voi pe PlayStation, care știți, exact așa joacă copiii, pase, o plecat, deodată o poziție viitoare, centrare, deci de șuturi, vă pun acum că am filmat, vă lipesc, să vedeți ce șuturi au. Mie nu mi-o vine să cred, copil de 8 ani ce torpile dă de, m-o lăsa mască. Uite, și ei-s dovada, de vedeți cât ambiție să aruncă pe jos, pe codi, pe ăsta. Nu, ăsta e alt subiect, dar bate pe acolo. La final de lună îți niște bani în plus. Bani pe care îi folosești, poți să-ți aduni. Din banii aia tragi de tine un an, investești în ceva, nu ți-o mers. Înveți din chestia care nu ți-o mers, că fiecare tentativă îți aduce noi idei, noi cunoștințe. Bă, n-o mers atunci așa. Era mai bine dacă făceam așa, nu-i nimica. Mai trag de mine un an, mai încerc altă chestie cu plusurile pe care le-am învățat de la combinația care am încercat-o și am dat greș. Muncind, indiferent de domeniu, dar cum îți eu, vă faceți relații. Mergi într-o parte, îi cunoști pe stafful, cum a fost asta, stafful de la Academia Luceafărul, Ucluj. Te împrietenești cu ei. Îs evenimente culturale. Te împrietenești cu ei. Îs evenimente de cântăreți, de muzică. Ia uitați, m-am împrietenit cu domnul de la Voltaj, domnul Călin, pe care îl salut. M-am împrietenit cu solistul trupei Iris, Dan Bitman. Îți faci relații. Deci în viața asta, de mici, învățați-vă să vă... Deci nu să fiți lingăi sau să vă băgați în seamă băgători de ăștia 2 lei. Învățați-vă să aveți oportunitatea să vă băgați frumos în seamă cu persoana aia, în sensul că să-i dați senzația că o să aibă nevoie de voi. Și atunci o să fie foarte naturală și mai apropiată. Conexiunea o să vă țină minte și nu se știe niciodată. Și nu mă refer numai la vedete sau știu eu ce. Orice, orice. Puteți să vă faceți prieteni mecanici, faceți-vă doctor. Și din nou le știți profesia. Împrieteniți-vă cu cât mai multă lume, fiți coreți, fiți cu caracter, tot este o să vi se întoarcă, chiar când nu vă așteptați. V-am mai zis și vă mai repet. Mă duc să fac un duș, mănânc, cât e ceasul? Ora 6, diseară o cunoașul mare la paranghelie, numai e om de ordine. Vedeți, să nu veniți să încercați să intrați fără bilete sau știu eu ce, cu băutură de afară, că n-aveți șanse că vă miros. Vă pup oconașul al vostru Ulf. O seară nemaipomenită și fiți, stați pe fază că săptămâna asta vă dau o piesă bombă. Vă pup.
le examinezi ce forță au în picior, ce viteză, ca și pe calculator.